Domnului. Trăirea prin credință aduce biruință, cu Domnul frate poți vedea minuni. E vremea încercării, dar Domnul peste pe copii să duvă te va vechea prin brațul său belșug am căpăta, iar pâinea noastră de fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. Sunt clipe de încercare când mulți în adunare s-au părăsit încrederea în Iisus. Cum de-ați uitat voi oare de asta putere mare când prin pustiu poporul s-a condus? Să nu vă temeți, căci Domnul va vechea prin brațul său belșug vom căpăta, iar pâinea noastră de fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. La fel ca pe Ilie, poporul tot să știe, ne va hrăni al nostru Dumnezeu. Iar văduva și orfani, străinul și sărmani, să se încreadă în brațul său mereu. Să nu vă temeți, căci Domnul va vechea, prin brațul său belșug vom căpăta, iar pâinea noastră de fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. Fiți plini de bucurie, aduceți mulțumire și binecuvântați numele Său, căci Domnul se îngrijește de cel ce îl slujește și scapă din necazul cel mai greu. Să nu vă temeți, căci Domnul va vechea, prin brațul său belșug vom căpăta, iar pâinea noastră de fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. Să nu vă temeți, căci Domnul va vechea, prin brațul său belșug vom căpăta, iar pâinea noastră de fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. Amin.